Bun găsit! Cancerul de prostată este cea mai întâlnită formă de cancer în rândul bărbaților. Cum îl prevenim și mai ales cum se manifestă, ne spune astăzi urologul Victor Cauni. Este important să știți că acest tip de cancer descoperit în stadii incipiente se poate vindeca. Nu uitați, tratamentele de pe internet sau cele după ureche pot aduce uneori pacientul în stadii grave la medic. Domnule doctor, care sunt factorii de risc pe care îi putem influența când vorbim de cancerul de prostată? Cancerul de prostată apare pe această glandă specifică doar bărbatului, prostata. Și cancerul de prostată trebuie foarte corect diagnosticat de către medicul specialist. De ce vă spun asta? Simptomatologia cancerului de prostată este similară și altor simptomatologii, cum ar fi prostatita sau adenomul de prostată, care, spre deosebire de cancerul de prostată, sunt afecțiuni benigne, deci necanceroase, ale prostatei. Dar ca simptome sunt identice cu cancerul de prostată. Adică tulburări de urinare, diminuarea jetului urinar, apariția usturimii la urinare, trezirea în timpul nopții de 3, 4, 5, 6 ori a pacientului, stricându-i somnul și viața acestui pacient. Și atunci, înainte de a ne apuca să tratăm prostata, noi nu trebuie să tratăm simptome, trebuie să tratăm boala. Trebuie să vedem dacă este o prostatită, un adenom de prostată sau un cancer de prostată. Acest diagnostic îl face doar medicul urolog specialist. Avem o triadă de diagnostic, din care vreau să amintesc tușeu rectal, vreau să amintesc dozarea de PSA și ecografia. Tratamentul cancerului de prostată este foarte diferențiat. Există foarte multe metode de tratament în cancerul de prostată. Dar descoperite în stadii incipiente ne putem vindeca? Bineînțeles, descoperite în stadii incipiente poate apare în acest tip de cancer chiar vindecarea. Dar vreau să trag un semnal de alarmă, pentru că foarte mulți pacienți își tratează după reclamele la televizor sau de pe net afecțiunile prostatei, fără să meargă la medic. Există un marketing foarte bun al unor firme care fac apelul autoritate, profesori fictivi care nu există și care fac reclame pe net la anumite produse. Produse care fac apel la natural și spune că este un produs natural, dar nu trebuie să uităm că și cucuta sau digitala, care sunt otrăvuri foarte puternice, sunt naturale. Deci nu ce este natural, tot ce este natural este foarte bun. Și tocmai din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să ne tratăm pe internet, nu trebuie să ne tratăm pe indicații de la televizor, ci doar mergând la medicul de familie și după aceea la medicul specialist urolog. Pentru că problemele pot fi extrem de serioase, chiar cu amenințarea vieții, dacă ne tratăm după pseudo-reclame de la televizor, după ureche, după vecini, după prieteni, și cancerul de prostată avansează. Pentru că una e să-l trateze în stadiul incipient și alta în stadiul metastatic. Și care sunt totuși factorii de risc pe care noi îi putem influența, ne vorbim de cei pe care nu, cum ar fi genetica? Ce putem face ca să-l prevenim? În cancerul de prostată destul de puțin putem să intervenim, pentru că factorul genetic, în primul rând, este un cancer hormonosensibil. El apare la bărbați. Bărbații, și asta s-a văzut, la bărbații care sunt hipogonadici, cu testosteron puțin, sau bărbații castrați dintr-un motiv sau altul, medicamentos sau alt motiv, nu dezvoltă nici adenom de prostată, nici cancer de prostată. Asta a făcut ca primul tratament pentru cancer de prostată, adică primul pacient cu cancer de prostată care a evoluat favorabil după castrare pentru o infecție a testiculor. Și așa s-a văzut importanța hormonală. Tratamentul hormonal în cancer de prostată este foarte important. Bineînțeles că în timpul tratamentului, care v-am spus are o rată foarte mare de vindecare, la 5, 15, 20 de ani, cu un tratament corect, există foarte multe tratamente minim invazive, există radioterapie, există tratament hormonal, tratament cu ultrasunete, nu neapărat chirurgia. Ba din contră, chirurgia, chiar cu tehnici moderne, cu robotul, are indicații foarte bine stabilite și de multe ori limitate. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu drag. Ne revedem și mâine, să aveți o zi frumoasă!